Dragi prieteni, Radu Mariș vă spune un bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului lui Dumnezeu, emisiune în care ne-am propus să parcurgem o carte a Noului Testament pe care o considerăm foarte importantă și foarte frumoasă, și anume Epistola către Efeseni. Invitatul emisiunii pentru ziua de astăzi este pastorul Laurențiu Pășcuț, pe care îl salut și spun bun venit. Mulțumesc pentru invitație. Înainte de a enunța sau de a anunța subiectul sau tematica emisiunii, aș vrea să citim de la versetul 4 la versetul 6 din capitolul 1, acolo unde Apostolul Pavel spunea și scria următoarele. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte, să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Amin. Am citit aceste câteva versete dintr-un fragment care e compact. Noi l-am disecat puțin și îl vom diseca în mai multe emisiuni. Este partea de început a Epistolei către Efeseni. Știm că în primele trei capitole Apostolul Pavel abordează latura teoretică, teologică a identității noastre în Hristos și în partea finală, partea a doua a Epistolei, abordează lucruri practice, ceea ce ține de umblarea credinciosului în viața de fiecare zi. Aș vrea să avem un punct de pornire și să putem integra puțin aceste versete în contextul capitolului 1. Aș vrea înainte să fac câteva aprecieri așa succint, dacă pot să spun, legat de această epistolă, mai ales că este una dintre cele mai frumoase epistole ale Apostolului Pavel adresate bisericilor. Este o epistolă adresată uneia dintre cele mai maturi biserici, am putea spune, dintre cele pe care le-a plantat Apostolul Pavel, biserica din Efes. Cei care au citit Cartea Faptele Apostolului cred că își aduc aminte faptul că Apostolul Pavel a stat acolo destul de mult timp, aproape 2 ani de zile, în care a învățat pe noroți, spune Scriptura, în fiecare zi timp de 2 ani, ceea ce e un lucru apreciabil. Putem trage concluzia, uitându-ne la Fapte 19, că această biserică din Efes, în care Apostolul Pavel a investit timp, s-a investit pe sine, a fost una dintre cele mai eficiente și cele mai maturi biserici din perioada secolului I, din perioada Noului Testament. Acest fapt, cred că, motivează și realitatea că Epistola către Efeseni este una dintre cele mai profunde, să zic așa. Apostolul Pavel nu are multe lucruri de disciplinat aici, dacă ar fi să comparăm cu 1 Corinteni, de exemplu, unde Apostolul Pavel, în cazul bisericii din Corint, are multe obiecții de făcut și multe lucruri de disciplinat. Aici Apostolul Pavel însă prezintă, așa cum bine observai, în prima parte, teologia sau doctrina, am putea spune, despre biserică, fundamentul teologic și teoretic al vieții noastre creștine, urmând ca în partea a doua să facă câteva aplicații concrete ale acestor învățături la viața de zi cu zi a credincioșilor. În capitolul 1, Apostolul Pavel prezintă câteva din lucrurile esențiale, aș putea să spun eu, care au de face o credință noastră creștină. Cum bine observai, după ce exclamă, am putea spune, în versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, deci începe cu o binecuvântare, continuă enumerând care sunt motivele. De ce să fie binecuvântat Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? Pentru că El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Și continuă cu această exclamație, acest imn, am putea spune, înșiruind de la versetul 4 la versetul 12, binecuvântările pe care le avem în Hristos. Continuă după aceea vorbind despre ceea ce face Duhul Sfânt în viața credinciosului ca rezultat al credinței și concluzionează cu o rugăciune a sa pentru credincioșii din Efes. Vreau să citesc ultimele două versete ale capitolului 1 ca să înțelegem că în acest prim capitol
esența sau obiectivul central al lui Pavel este Iisus Hristos. El concluzionează spunând, el i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Prin urmare, vorbind despre biserică, apostolul Pavel spune Hristos. El este capul, pe el Dumnezeu l-a pus căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Și în acest prim capitol, Iisus Hristos este, am putea spune, centrul, miezul. Și asupra lui se concentrează apostolul Pavel, scoțând în evidență ce binecuvântări ne-a dat Dumnezeu, Tatăl, în Iisus Hristos și care apoi le aplică Duhul Sfânt la viața noastră. În acest context intră și pasajul nostru și o să discutăm în această emisiune despre o parte din aceste binecuvântări. E interesant că apare această implicare a Trinității în aceste binecuvântări despre care vorbește apostolul Pavel. Cum spuneai, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. El face afirmația a binecuvântării revărsate de către Dumnezeu și apoi începe să enumere. Începe cu Tatăl, aici sunt câteva lucrări atribuite Tatălui, merge mai departe la lucrarea Fiului și finalizează cu lucrarea Duhului Sfânt. Întrebarea mea este, există o anumită intenție în ordinea prezentată sau este aleatorie? Finalizează cu Duhul Sfânt. De ce nu începe invers? E interesant legat de Duhul Sfânt. Nici măcar nu este pomenit în primele versete, când în acest imn despre care pomeneam, în această răsuflare a binecuvântărilor date de Dumnezeu, nu apare Duhul Sfânt menționat. E interesant că Duhul Sfânt apare menționat abia în versetul 13, când se discută despre faptul că voi, respectiv credincioșii din Efes, ați auzit cuvântul, adică Evanghelia, ați crezut și aici intervine Duhul Sfânt. Ca rezultat al credinței, ce vine în urma auzirii cuvântului, cum zice apostolul Pavel în Epistola către Romani, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care este făgăduința Tatălui și care, ca rezultat al credinței voastre, vi-a fost dat ca un sigiliu, ca o arvună pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci Duhul Sfânt apare doar în partea aceasta a aplicării mântuirii. Am putea vedea oarecum o ordine, pentru că se folosește și o expresie în aceste prime versete. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeiarea lumii. Dar este o expresie care se repetă în mai multe versete. Deci nu poți să spui că e doar în versetul 4 se începe cu ce a realizat Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, pentru că mai apare versetul 5, ne-a rânduit mai dinainte, în versetul 9, planul pe care l-a cătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremii. Cu alte cuvinte, toate aceste lucruri pe care le prezinte aici, aceste binecuvântări, au fost rânduite mai dinainte, au fost pregătite de Dumnezeu pentru cei ce aveau să creadă, pregătite în Hristos. Înainte de a intra un pic mai în subiectul acesta, și nu este un subiect simplu de abordat, am o întrebare legată de structura cărții. Și, bineînțeles, făcând o aplicație la ce se întâmplă în vremea noastră. Apostolul Pavel începe cu teoria și apoi trece la latura practică. Nu știu dacă ești de acord cu mine sau dacă ai remarcat lucrul ăsta în concepția multor creștini a credincioșilor. Mulți dintre ei au tendința de a respinge latura teoretică. Și chiar acele predici care au un caracter doctrinar, pe unii lasă rece, ca să spunem așa. Și ei spun, noi vrem lucruri practice, nu ne interesează teoria. Teoria ca teoria, dar practica. Ca și cum în viața noastră nu contează bagajul teoretic pe care îl acumulăm, îl adunăm. Contează doar ceea ce trebuie să punem în practică. Cum comentez atitudinea aceasta și dacă există o intenție din partea apostolului Pavel mai întâi de a pune temelia teoretică, baza doctrinară, ca apoi, având pus această bază, să știi cum să te porți. Acum, probabil că observația pe care ai făcut-o vine dintr-o anumită interacțiune cu biserica, cu credincioșii și cu lumea reală, să zic așa. Putem observa o,
o discrepanță între cele două. Sincer, eu cred că sunt oameni care au și inclinația doar spre teorie. Nu generalizăm. Nu, zic că sunt și unii care rămân doar cu teoria și practica. Știi cum e vorba aia, că practica ne omoară. Dacă ar fi să tragem așa o concluzie, nu neapărat general valabilă, eu cred că una dintre problemele cu care ne confruntăm este problema de practică. Adică practica bisericii, cu toate că ne interesează lucrurile reale care au de face cu viața noastră, denotă câteva probleme. O nevoie de a revizui câteva chestiuni în ce privește atitudinea noastră față de Dumnezeu. Nu văd foarte mulți creștini atât de dedicați cum ar trebui să fie sau cum era probabil mai de mult, și ne aducem aminte cât timp acordam slujirii lui Dumnezeu, căutării lui Dumnezeu, participării la biserică, tendința pe care observi mai degrabă una de lăsare. E adevărat că oamenii sunt mai interesați spre emoții, spre experiență, și poate că sunt atrași de acest aspect și de-aia îi lasă rece, cum ziceai, partea teoretică. E posibil să observăm lucrul acesta. Dar așa cum prezintă Pavel, cred că cele două lucruri trebuie să meargă mână în mână și s-ar putea să nu fie atât de mult problema celor din bancă, să zic, a credincioșilor, cât s-ar putea să fie problema celor care servim cuvântul lui Dumnezeu, celor care îi slujim, celor care suntem în față, pentru că responsabilitatea ne aparține. Știind cât de important este să punem cele două lucruri în echilibru, respectiv învățătura Scripturii și o practică sănătoasă, cred că ar trebui să căutăm mai degrabă această ortodoxie, să zic, a practicii noastre și nu atât de mult acceptarea credincioșilor. Ama, sincer, uitându-te la o familie, nu copiii sunt cei ce ar trebui să dicteze meniul sau ce se întâmplă într-o familie. Deși unor se întâmplă. Depinde cât de tare strigă și cât de perseverenți sunt părinții. Da? Responsabilitatea cred că este a părinților. Cum am putea aplica în dreptul bisericii, responsabilitatea cred că este a conducerii bisericii, care trebuie să pună cele două lucruri în echilibru. Accentul pe învățătură, o învățătură sănătoasă, dar în același timp accentul și pe o trăire sănătoasă. Deci, cred că cele două trebuie puse în paralel. Noi plecam de la ideea și de la afirmația că Apostolul Pavel enumeră aici binecuvântările pe care cel întors la Dumnezeu le are ca și om mântuit. Prima binecuvântare este trecută în dreptul lui Dumnezeu Tatăl și are de-a face cu această lucrare de alegere. Versetul 4, așa e scris, așa îl citim și spune: în el Dumnezeu ne-a ales. Și ne duce undeva foarte departe în timp, nu știm cât de departe, chiar dacă există tendințe din partea oamenilor de a localiza ca și timp, nu știm unde înseamnă sau cât de mult în urmă înseamnă înainte de întemerea lumii. Și așa să comentăm puțin această parte a versetului 4. Noi vom parcurge și celelalte versete pentru că sunt lucruri de menționat și sunt aspecte foarte importante asupra cărora creștinii au păreri împărțite. Da. O observație pe care vreau să o fac înainte este că aceste binecuvântări despre care vorbim sunt niște binecuvântări duhovnicești, spirituale. Și aici cred că trebuie făcută mențiunea că Dumnezeu a pregătit pentru noi niște binecuvântări care, din perspectiva Lui, sunt spirituale și sunt cele mai importante binecuvântări, spunea versetul 3, în locurile cerești, în Hristos. Dumnezeu a pregătit aceste lucruri pentru noi. Dacă vorbim cu oamenii obișnuiți și întrebăm ce înseamnă pentru ei a fi binecuvântat, nu vor spune că, vai ce binecuvântat, se simt că au fost aleși. Din nefericire, când vorbim despre binecuvântare, vorbim... De card? Prea des despre câți bani ai pe card, nu despre ce casă, mașină, cum te-a binecuvântat Dumnezeu, nu? Îi auzi pe frații spunând, vai ce l-a binecuvântat Dumnezeu pe nu știu cine. I-a dat o grămadă de lucruri materiale. Noi ca și oameni asociem de multe ori binecuvântarea cu lucrurile materiale. Vreau să fac precizarea că în acest pasaj și când vorbește
Pavel despre binecuvântări, cele mai importante și binecuvântările esențiale pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi sunt cele spirituale. Și prima dintre ele, așa cum ai menționat, este aceasta a alegerii noastre. Dumnezeu ne-a ales. Deci, înainte de întemeierea lumii, cât de departe e acest moment al alegerii? Pentru noi s-ar putea să fie foarte departe. Pentru Dumnezeu însă s-ar putea să fie foarte aproape. E prezentul etern da. În gramatica da. Divină. Citeam recent o observație a unui om care vrea să vadă cât de mare e Dumnezeu și o discuție între un om și Dumnezeu. Doamne, cât e la tine un milion de ani? Cât o secundă? Cât e la tine un milion de dolari? Cât un penny? Doamne, n-ai putea să-mi dai un penny, dacă te rog. Așteaptă o secundă. Deci, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, un milion de ani, 6.000, cât o fi având pământul ăsta, e ca o secundă. Din punctul nostru de vedere, e ca mult. Acum, cred că nu contează să lămurim cât de departe este momentul alegerii. Ceea ce este interesant însă e că înainte ca Dumnezeu să se fie apucat să creeze, din acest pasaj înțelegem că Dumnezeu a stabilit un plan. Chiar și vorbește despre acest plan veșnic pe care l-a întocmit în sine însuși. Versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Cu alte cuvinte, înainte ca Dumnezeu să se apuce să creeze, înainte să se pună la masa olarului, nu? Să ia lut, să ia pământ și să-l facă pe om, să-i sufle viață în nări, Dumnezeu a stabilit un plan. A făcut un plan. Și în acest plan vedem câteva lucruri menționate aici, pe care Dumnezeu dinainte le-a hotărât, dinainte le-a stabilit. Și anume ca omul să fie ales de Dumnezeu în Hristos. Ales pentru ce? Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Deci primul lucru pe care îl menționează aici Apostolul Pavel este faptul că înainte de întemeierea lumii, în planul său Dumnezeu a decis ca omul să fie ales în Hristos. Și cred că așa ar trebui să plasăm această idee a alegerii. Dumnezeu ne-a ales pentru ce spune? Ca să fim sfinți și fără prihană, dar ne-a ales în Hristos. La învățătura asta despre alegere și în general numită alegere și predestinare, în pasajul citit de noi apare și ideea de a fi rânduit mai dinainte, ca să fie o actualizare românească. E o învățătură foarte controversată în mediile creștine. Mă refer la modul în care oamenii înțeleg această lucrare de a fi ales de către Dumnezeu. Întrebarea mea este: alege Dumnezeu oameni pentru mântuire sau pe alții ales să fie pierduți? Sau este vorba de alegere, dar în alt sens? Acum, legat de această, să zic, controversă pe care o pomeneai, sunt cam două păreri, să zic așa, generale, vorbind despre predestinare, și anume faptul că Dumnezeu ne-a ales spre mântuire pe unii și pe alții nu i-a ales spre mântuire, și cealaltă extremă, să zicem așa, că Dumnezeu nu hotărăște mântuirea cuiva, ci este decizia personală a acelei persoane, e pur acțiunea, să zic, sau exercitarea liberului arbitru pe care l-a dat Dumnezeu fiecărui om. Probabil că în fiecare poziție există anumite aspecte pozitive. Și mă gândesc că în mod intenționat Scriptura și Dumnezeu lasă o anumită tensiune între cele două idei. Sunt versete care tind să ne sugereze cum că Dumnezeu ne-a ales să fim mântuiți dinainte de întemeierea lumii. Ne-a ales să fim ai Lui, ne-a ales să fim sfinți dinainte, ne-a scris numele în cartea vieții dinainte de a întemeia această lume, dinainte de a muri Hristos inclusiv. Și există alte versete care accentuează importanța deciziei personale. Oricine va crede, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Prin urmare, ai posibilitatea să alegi, să crezi sau să nu crezi.
Și cred că intenționat lasă Scriptura această tensiune, oarecum acest paradox. Mai sunt și alte paradoxuri în Scriptură. Și o face pentru ca niciunul dintre noi să nu dispere că, vai de mine, o să-mi pierd mântuirea dacă nu știu ce lucru mărunt fac, să avem o anumită siguranță a mântuirii, să simțim această dragoste a lui Dumnezeu pe care și-o manifestă prin faptul că ne-a ales și, pe de altă parte, niciunul să nu considere gata, sunt pecetluit, sunt mântuit pentru totdeauna, nu mai trebuie să fac nimic, fac parte dintre cei aleși și din biserica corectă și atunci totul este în regulă. Observația pe care vreau să o fac pornind de la acest text este că, după părerea mea, Dumnezeu alege. Dar eu n-aș merge până la această alegere personală a fiecărui individ și să spun pe X l-a ales pentru asta, pe Y l-a ales pentru cealaltă. Pentru că, uitându-mă în acest pasaj, vom vedea primordialitatea lui Iisus Hristos. Alegerea aceasta este în El. Cu alte cuvinte, oricine este în El este ales. În consecință, cine nu este în El nu este ales. Nu? În El, spune Apostolul Pavel, și începe cu El, cu cine? Cu Iisus Hristos, în care avem toate binecuvântările spirituale în locurile cerești. Deci, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin El. Totul se întâmplă în și prin Hristos, conform, spune versetul 3, partea finală, după ce în dragostea Lui. Toate acestea sunt o expresie a dragostei Lui. El ne-a iubit și pentru că ne-a iubit, ne-a ales cum? În Hristos. O precizare ce mai vreau să o fac. Versetul 13. Deci după ce spune aceste lucruri pe care le avem în Hristos, spune și voi. Acum vine la om. Dacă până aici ne prezintă ce a făcut Dumnezeu și ce a pregătit Dumnezeu în planul Său etern, planul Său veșnic și pe care l-a dus la îndeplinire, la împlinirea vremii în Hristos, voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, spune Apostolul Pavel, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El. Prin urmare, există această responsabilitate personală. Eu, uitându-mă la ce a făcut Dumnezeu pentru mine, trebuie să aleg să cred în El, să cred în acest cuvânt. Și pentru că am crezut, spune, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care să fusese făgăduit. Și care este orvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Prin urmare, există și acest aspect. În același pasaj, nu poți să spui că vorbește doar despre alegere, despre predestinare și că omul n-are nimic de făcut, că Dumnezeu a realizat totul și noi trebuie să acceptăm așa, pur și simplu, fără niciun efort, fără nicio... Apare chiar exprimarea următoare într-o anumită teorie, mă refer la teoria calvinismului, harul irezistibil. Adică, indiferent de ceea ce vrea omul sau nu vrea, dacă e hotărât să fie mântuit, el va fi mântuit. Că există harul acela irezistibil care inevitabil îl va apropia pe el de Dumnezeu. Acum, este adevărat că ceea ce ne apropie de Dumnezeu este harul Lui și că întotdeauna Dumnezeu este Cel care a făcut pasul către om, primul pas, și apoi omul a făcut pasul către Dumnezeu. Domnul spunea într-o împrejurare, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. E adevărat. Dar tot la fel de adevărat este și ce scrie în Faptele Apostolilor, în capitolul 7, când are Ștefan predica aceea așa tăioasă, de fapt ultima lui predică, versetul 51 spune așa, oameni tari la cerbiți, la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Deci iată, apare această posibilitate ca omul să se împotrivească, adică Duhul Sfânt să dorească să-l apropie pe om de Dumnezeu și omul să se împotrivească. Da. Un lucru interesant, ori de câte ori Dumnezeu a făcut minuni în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos, în cadrul bisericii, în timpul călătorilor misionare, nu ni se spune că toți cei care au văzut
acele minuni. Toți cei care au auzit Evanghelia au și primit-o. Unii au crezut, alții n-au crezut, dar toți au avut parte de același har. Toți au avut parte să vadă aceeași minune, toți au avut parte să audă același cuvânt. Unii au crezut, alții nu au crezut. Ce anume face distinția între ei? Pe unii a convins Duhul Sfânt mai mult și pe alții mai puțin? Ce anume face distinția între acum? Eu sunt moderatorul tău. Inversăm rolurile. Părerea mea este că asta va rămâne o taină. Deci va rămâne o tensiune permanentă între cele două, între alegere și voință liberă sau liber arbitru, așa cum este formulat în cărțile de teologie. Însă cred că contează foarte mult unde ne poziționăm în felul nostru de a crede învățătura aceasta, pentru că are consecințe de natură practică asupra filozofiei de slujire a persoane și a bisericii din care facem parte. De exemplu, eu m-am confruntat cu următoarea filozofie a unora, pornind de la ceea ce ei credeau în mod teoretic. Că Dumnezeu este cel care alege oamenii, că nu e nevoie să faci evanghelizare, că de fapt noi ne pierdem vremea cu treaba asta. Că să cheltuiești material, să te duci, să te investești pe tine ca om, să cheltuiești bani pentru evanghelizare, n-are sens. Pentru că oricum acei oameni care sunt aleși, este treaba lui Dumnezeu ce face cu ei, dar la un moment dat ei se vor întoarce la Dumnezeu. Și mi-am dat seama cât de străină de Scriptură este învățătura aceasta. Da. Acum, o astfel de atitudine e un act de neascultare crasă, să zicem așa. De comoditate, în ultimă instanță. Comoditate, cred că în cuvânt prea... Prea comod. Prea blând. Când Dumnezeu spune foarte clar, mergeți în toată lumea, spuneți, faceți ucenici, nu este o opțiune aceea de a duce mai departe vestea bună, de a spune și altora ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Când noi suntem cu toții martori ai Lui și suntem chemați, e una dintre, să zic, menirile de bază ale oricărui credincios. Odată ce ai primit, când te gândești la ce a făcut Dumnezeu pentru tine și când citești Efeseni capitolul 1, nu poți să nu fii, să zic, încântat și motivat și copleșit de binecuvântările lui Dumnezeu, să stai și să spui, lasă că să le descopere Dumnezeu la altcineva în mod supranatural, că noi nu trebuie să facem evanghelizare, mi se pare un act de neascultare în primul rând. Și eu, sincer, aș pune chiar sub semnul întrebării cât de reală este convertirea unor astfel de persoane. Cât de reală este transformarea unor astfel de persoane? Oamenii care au discutat tematica aceasta a alegerii spuneau la un moment dat, nu știu dacă nu Spurgeon, să nu greșesc, spunea, omul care încearcă să nege învățătura își pierde mântuirea. Dacă încerci să o înțelegi, îți pierzi mintea. E un paradox. Însă el spunea, zice, până ajungi la poarta cerului, deasupra intrării, putem pune versetul acela, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Adică chemarea este generală pentru toată lumea. Odată ce ai trecut de poarta cerului, ca să zugrăvim așa plastic intrarea în împărăția lui Dumnezeu, vom vedea versetul acela că doar cei aleși au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Deci sunt valabile amândouă învățăturile sau chemările de a-L urma pe Domnul și apoi când ne întoarcem la Dumnezeu ne dăm seama că de fapt noi am fost aleși de către Dumnezeu. Și singura precizare care trebuie să o facem este că poarta e Iisus. Poarta e Iisus, da. Deci oricine trece prin Iisus este ales. Cine nu trece prin Iisus, adică cine caută alte alternative de a ajunge în rai, n-are cum să fie mântuit. Deci alegerea noastră este în Iisus Hristos. E interesant și cred că nu la întâmplare, Apostolul Pavel spune că noi am fost aleși înainte de întemeierea lumii și alegerea iar în vedere pe cei mântuiți, nu pe cei nemântuiți. Ca o mică paranteză, nu este nicăieri în Biblie precizat sau amintit faptul că unii au fost aleși să fie pierduți.
Deci întotdeauna alegerea îi are în vedere pe cei care deja s-au întors la Dumnezeu. Dar în același timp și cu precizarea următoare că alegerea celor mântuiți nu se referă în sensul că dintr-un număr de oameni pe unii Dumnezeu i-a ales, iar ceilalți au rămas pe din afară, că s-au umplut locurile. Da, problema cred că apare când rupem acest verset în bucățele. Pentru că ar trebui, mă gândesc eu, să-l citim așa cum este scris, cât mai lung, ca să înțelegem. În el Dumnezeu ne-a ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Cred că dacă despărțim acest ca să fim sfinți și fără prihană de ideea alegerii, putem să facem cu alegerea ce vrem noi. Să spunem că unii au fost aleși pentru una, pentru alta. Eu cred că accentul cade aici nu atât de mult pe faptul că am fost aleși înainte de întemeierea lumii, ci pe faptul că această alegere are un scop, și anume ca noi să fim sfinți și fără prihană, unde? Înaintea lui. Deci în el și înaintea lui Dumnezeu ne-a ales să fim ca și el, să fim sfinți și fără prihană. Cred că accentul pe care ar trebui să-l punem ar fi mai degrabă aici, pe această parte a versetului, și să spunem tuturor credincioșilor: Dumnezeu își caută niște oameni și un popor, și lucrul ăsta se poate vedea pornind din Vechiul Testament, pornind de la alegerea lui Dumnezeu, când Dumnezeu a ales pe Avram, când Dumnezeu a ales pe Israel. Dumnezeu a vrut să-și întemeieze un popor care să fie a lui, în mijlocul căruia el să poată locui, un popor pus deoparte pentru el, un popor sfânt, fără prihană, pentru ca Dumnezeu să își poată manifesta prezența în mijlocul acelui popor și ca Dumnezeu să se facă de cunoscut prin intermediul acelui popor întregii lumi. Și cred că acest plan pe care îl vedem încă de la începutul istoriei, să zic așa, se reflectă în biserică. Și Apostolul Pavel oarecum concluzionează și rezumă în toată această istorie a mântuirii, spunând că Dumnezeu, încă dinainte de întemeierea lumii, a avut acest plan, și anume de a-și face un popor, niște oameni sfinți și fără prihană, care să fie a lui. Și ăștia, acești oameni, acest popor, este sfânt în Hristos. Doar în el și prin el putem fi cu adevărat sfinți și fără prihană. Și această sfințenie și fără și neprihănire este, aș vrea să mă leg de expresia, înaintea lui. Deci standardul este Dumnezeu. Nu suntem noi sau nu sunt anumite păreri ale noastre sau o lege care să conțină un set de porunci, ci Dumnezeu este standardul. El ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, în comparație cu Dumnezeu. Dumnezeu să se uite la noi și să spună: ăștia sunt sfinții mei, neprihăniții mei pe care eu i-am ales în Hristos. Următorul verset 5, iarăși este cu foarte multă încărcătură, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Apare în pasajul citit, pe de o parte, alegerea și pe de altă parte, dacă putem numi predestinarea, adică a fi rânduit mai dinainte pentru ceva. Am putea spune din acest punct de vedere că alegerea vine înainte de a fi rânduit. Deci mai întâi ales și apoi rânduit. Dar predestinat la ce? Acum, când vorbim despre predestinare, dacă ar fi să disecăm această expresie, predestinare, ce ar însemna efectiv? Hotărât mai dinainte. Ce e hotărât mai dinainte? Păi depinde ce spune mai departe. Păi predestinat, nu? Destinația. Destinul. Apare cuvântul destin. Ce se va întâmpla cu destinul? Sau destinația, am putea spune. Destinația. Da. Dumnezeu a hotărât mai dinainte ce vrea, nu? Destinația, încotro vrea să ne ducă. Și ce a hotărât mai dinainte? Dumnezeu a hotărât mai dinainte să fim înfiați din nou prin Iisus Hristos. A hotărât dinainte, am putea spune, calea mântuirii și destinația unde vrea să ne ducă pe toți cei care răspund alegerii lui sau sunt aleși de el, sau toți cei care, conform versetului 13, după ce au auzit cuvântul, au crezut în el. Dumnezeu a hotărât mai dinainte, a stabilit mai dinainte destinația, calea încotro să merge, modalitatea de mântuire, am putea spune. Dacă zicem că a hotărât mai dinainte destinul, intrăm pe un alt teren, mai nisipos puțin și mai periculos, pentru că putem duce la tot felul de interpretări care, reflectându-se în viața practică,
s-ar putea să ducă și la niște, să zic, deviații de comportament. Oameni care să considere că destinul lor este o tărâmă mai dinainte și când vorbesc despre destin, să vorbească despre rai sau iad. Cum se intră în familia lui Dumnezeu? Prin nașterea din nou sau prin înfiere? Poate că ar trebui să lămurim cei înfierea, nu? În comparație cu nașterea din nou. Că amândouă noțiunile au de-a face cu calitatea de fiu. Deci poți să fii fiu prin naștere sau poți să fii prin înfiere. Și totuși cel credincios trebuie să fie și născut din nou și înfiat. Mama, noi mă tem să nu folosim niște noțiuni, să zic, în contexte diferite. Dacă ne uităm în pasajul nostru, nu apare nașterea din nou. Deci în pasajul nostru apare înfierea. În alte pasaje apare nașterea din nou și nu apare înfierea. Acum, când folosește expresia de înfiere, am putea să ne gândim la o modalitate de a intra în familia lui Dumnezeu. Nu? Și dacă ar fi să faci comparația între născut și înfiat, riscăm să ajungem la niște concluzii puțin problematice. Să facem două categorii de oameni. Unii care sunt născuți, care sunt fii buni, să zic așa, nu? Și cei adoptați care nu sunt fii naturali, ci sunt de categoria a doua. Primiți altfel în familia lui Dumnezeu, nu? Second hand. Second hand, cine știe cum. Deci nu cred că ar trebui neapărat să privim din punctul ăsta de vedere și să facem distinția între faptul că intri într-un fel sau în altfel în familia lui Dumnezeu, născut sau înfiat, nu? Deci toți cei născuți din nou sunt și înfiați, și toți cei înfiați sunt și născuți din nou. Că n-ai cum să fii membru în familia lui Dumnezeu dacă n-ai fost născut din nou, nu? Eu, de exemplu, mă gândesc la nașterea din nou ca modalitatea prin care moștenești natura părintelui. Un copil înfiat nu poate moșteni natura celui care îl înfiază. Dar cel care se naște din tine are obiceiuri pe care le are tata sau mama. Seamănă cu el. Și cred că atunci când vorbim de nașterea din nou, trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta, că cel născut din nou trebuie să semene cu cel care i-a dat viața, adică cu Dumnezeu. Pe când la înfiere, de exemplu, oamenii înfiază copiii ca să le ofere niște drepturi. Nu poți să beneficiezi dacă cineva ia un copil în familie, îi dă de mâncare, îl îmbracă, îi oferă cazare, dar dacă părinții mor, părinții, adică cei care au grijă de el, se duc din lumea aceasta, el nu are nimic, pentru că nu are drept. Și tocmai din această cauză există actul înfierii. Mă gândesc, oare folosind această imagine, că Apostolul Pavel, cei care vorbesc în Noul Testament despre înfiere, au în vedere privilegiile, dar și responsabilitățile care decurg din faptul că suntem înfiați și beneficiem de tot ce are Dumnezeu. Da, acum, eu sincer nu aș face neapărat această comparație și n-aș privi așa înfierea. Pentru că sunt niște implicații puțin, după părerea mea, îndoielnice. Și anume faptul că cel ce este înfiat nu are aceeași calitate, nu moștenește, cum ziceai, trăsăturile și natura tatălui, că doar cel născut... N-aș face această comparație. Am ajunge să spunem că doar Hristos este, să zic, și aici am putea spune pe bună dreptate, doar Hristos este cel cu adevărat fiu, nu? În familia lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Hristos este cu adevărat fiu. Ceilalți nu mai din ăștia adoptivi, care nu au, știu, aceleași drepturi, aceleași calități, dar ca să te naști din nou poți să devii ca și Iisus, adică fiu ca El. Deci apar câteva chestiuni care, dacă privim cum gândim noi astăzi în fierea, zic eu că sunt puțin problematice. Dacă mergem pe ideea că fiu ca el, deja mergem spre ideea de îndumnezeirea omului. Pe când Biblia nu spune nicăieri că omul va fi Dumnezeu. Chiar dacă Biblia spune că ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni el, vom fi ca el. Nu înseamnă că noi vom fi Dumnezei. Nu scrie nicăieri lucrul ăsta în Biblie. Nu, dar spune Scriptura că Iisus este fratele nostru. Deci în familia lui Dumnezeu, deci, și aici probabil că se aplică această idee de înfiere, devii membru în familia lui Dumnezeu. Acum Scriptura folosește diferite metafore cu privire la biserică. Metafora bisericii ca și clădire.
unde suntem cu toții pietre vii, iar Hristos este piatra din capul unghiului, tot piatră și el, nu? De aceea din capul unghiului și noi pietre vii, care împreună alcătuim casa lui Dumnezeu. Noi suntem trupul, Hristos este capul, tot partea trupului, capul, iar noi toți mădulare. Și cealaltă imagine a familiei, în care Dumnezeu este Tatăl, Iisus Hristos este oarecum întâiul născut, Fiul cel mare, fratele cel mare, nu? Și noi cu toții membrii în familia lui Dumnezeu, frați și surori, unii cu alții. Acum, cred că aici se scoate în evidență această imagine a bisericii ca și familia lui Dumnezeu. Există, tot Apostolul Pavel folosește această expresie de înfiere în Romani, în capitolul 8, când spune: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Și apare această idee că prin faptul că am fost înfiați, am devenit copii ai lui Dumnezeu. Am devenit partea familiei lui Dumnezeu, și dacă ești partea familiei lui Dumnezeu, ești împreună moștenitor cu Hristos. Primești toate beneficiile, toate aceste binecuvântări pe care le-a pregătit Dumnezeu încă dinainte de întemeierea lumii în Hristos. Toate acestea, toată, inclusiv din slava pe care o primește Hristos, spune în versetul 17 în continuare în Romani 8, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Prin urmare, dacă vom trăi cum a trăit Hristos, ca fratele nostru cel mare, nu? Dacă vom suferi cum a suferit Hristos, vom moșteni împreună cu Hristos tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, cerul, veșnicia Lui. Prin urmare, eu aș privi înfierea din punctul ăsta de vedere. Faptul că Dumnezeu ne oferă prin Hristos posibilitatea de a deveni parte a familiei lui Dumnezeu, de a deveni copii al lui Dumnezeu, și când vorbești despre copil al lui Dumnezeu, vorbești și despre moștenitor. Avea dreptul de moștenire a vieții veșnice și a cerului, a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. N-aș face așa de mare distinție, sau n-aș pune în comparație nașterea din nou cu înfierea, ca să nu dăm naștere la tot felul de interpretări greșite, să zic așa, sau care ar putea duce la idei greșite. Cred că nașterea din nou se referă la un anumit aspect al experienței noastre cu Dumnezeu. Faptul că prin Duhul lui Dumnezeu, născuți de sus, născuți din Duhul Sfânt, noi suntem transformați în firea noastră, în natura noastră, și primim nu neapărat natura lui Dumnezeu, adică devenim Dumnezeu, ci primim o natură nouă prin care putem să nu păcătuim. Dacă până la nașterea din nou n-aveam cum să nu păcătuim, odată ce Duhul Sfânt ne-a născut din nou, omul cel vechi este răstignit împreună cu Hristos și acum putem să nu păcătuim, putem să trăim așa cum vrea Dumnezeu să trăim. În studiul pe care l-am făcut referitor la această tematică, am citit la un moment dat și din cartea scrisă de John Stott, Noua societate a lui Dumnezeu, și îl avea trei concluzii de natură practică referitor la alegere. Mie mi-a plăcut formularea lor și cred că și celor care ne urmăresc le prinde bine să le audă, să mediteze și să încercăm să le înțelegem. El spunea așa: doctrina alegerii este o revelație divină, nu e o speculație. Asta ar fi prima concluzie a lui. A doua: doctrina alegerii este un stimulent la sfințenie, nu o scuză pentru păcat. Și cele din urmă: doctrina alegerii este un stimulent la umilință, nu la un motiv de mândrie. Da, îmi plac observațiile lui, a lui John Stott. M-am uitat și eu peste comentariul său și pornește tocmai de la ce spunea în versetul 4 Apostolul Pavel, și anume că am fost Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți. Este o chemare la sfințenie și nu poți să spui că dacă cineva este ales poate trăi oricum, că va fi mântuit oricum. Scriptura ne cheamă la o viață sfântă și dată ce am fost înfiați, partea familiei lui Dumnezeu, nu poți să nu trăiești ca membrii familiei lui Dumnezeu. E o chemare pe care o avem fiecare dintre noi. Ceea ce îmi place la Apostolul Pavel, și poate că ar fi bine să rămână ca o concluzie pentru noi, și dacă ar fi să comparăm cu ce se întâmplă
în zilele noastre, este ceva ce ne lipsește, și anume accentul pe importanța lui Hristos în viața, în învățătura și în practica noastră. Am ajuns inclusiv în ce privește predicile sau cărțile care se scriu să se scrie despre orice altceva, mai puțin despre Hristos. Despre cum să fii fericit, despre cum să conduci bine, nu? Cum să fii un lider sănătos, cum să faci cu tare și cu tare lucru, cum să scapi de depresie, cum o grămadă de lucruri interesante. Și se scriu și predicăm tot felul de lucruri care au de face tot cu noi. Cum să fim noi fericiți. Relațiile. Da, cum să ne înțelegem noi bine, cum să fie totul frumos aici pe pământ. Dar Hristos apare ca o notă de subsol în toate chestiile astea. Apostolul Pavel pune pe el mai întâi. În el. În el avem toate aceste lucruri. Cine este în Hristos este și ales. Cine este în Hristos este și predestinat. Cine este în Hristos este răscumpărat, este iertat, are parte de toate bogățiile Harului lui Dumnezeu. Cine este în Hristos poate să se bucure de tot ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. De aceea eu aș încuraja pe toți cei care ne urmăresc să se reîntoarcă la sursa noastră, la Iisus Hristos, la Cel în care Dumnezeu a pregătit toate aceste binecuvântări spirituale. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit în cadrul acestei emisiuni și îți mulțumesc în primul rând pentru că ai răspuns afirmativ invitației la emisiune. Pentru toți cei care au fost alături de noi și de această dată la emisiune, aș reaminti încă o dată versetul 4 care spune: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Pentru toți cei care ne considerăm aleși de Dumnezeu, mântuiți, oameni credincioși, creștini sau cum ne numim noi și avem legătură cu Biblia, avem legătură cu Hristos, avem nădejdea mântuirii, să nu uităm chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi este una la sfințenie. Să fim sfinți și fără prihană. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Până la următoarea întâlnire, care va avea loc săptămâna următoare la aceeași oră, Radu Mariș vă dorește multă putere de a trăi o viață așa cum dorește Dumnezeu, în sfințenie și fără prihană.